Dana Criminala spune care sunt motivele divorțului de Leo de la Strehaia. Vedeta a dezvăluiri despre viața pe care o ducea alături de afacerist. Dana Criminala a vorbit în exclusivitate despre motivele care au făcut-o să se despartă de celebrul afacerist. Vedeta a mai vrut să bage divorț și în urmă cu 3 ani, chiar înainte ca Leo să fie reținut. Acum însă cei doi au decis să se separe, iar vedeta a ales să divorțeze de afacerist, existând la mijloc mai multe motive și lucruri care au deranjat în mariajul cu Leo. Au fost mai multe lucruri care mă deranjau și pe care el le știa foarte bine. Le-am discutat bineînțeles de nenumărate ori pe perioada detenției și de câte ori mergeam la el în vizită acolo la penitenciar și îmi spunea multe alte lucruri, că ce vom face și multe altele. Mai erau multe alte lucruri care m-au deranjat vis-a-vis de comportamentul lui, de multe lucruri, de felul cum se comporta și așa mai departe. Eu nu contest că el mă iubește, știu acest lucru, dar el are așa o iubire mai altfel. Adică la modul când nu-i se face pe plac, are tot felul de manifestări care pe mine mă deranjează, a povestit Dana Criminala.